Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal. Are vreo șansă un partid care a pornit dintr-un județ, un partid local, să performeze la nivel național? Este o întrebare. De ce administrațiile locale, nu toate, există și excepții, de ce administrațiile locale, în marea majoritate, sunt neperformante în România? Sunt doar două întrebări care vom încerca să aflăm răspunsul. Invitat este domnul conferențiar universitar, dr. Mihai Apostolache, președintele România în Acțiune. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere sociologic, din punct de vedere dumneavoastră predați administrația publică, partidele locale au priză în sunt țări unde partidele locale chiar sunt foarte importante, că de fapt ele reflectă problemele respectivei comunități. Dumneavoastră ați făcut Prahova în Acțiune, acum este România în Acțiune, un partid național. Cum trebuie să privească oamenii partidele locale, pornit, izvorâte de aici, dintr-un județ? Păi, în primul rând, trebuie să le privească ca exemple de succes. Prahova în Acțiune a fost un exemplu de succes, în sensul că a apărut cu foarte puțin timp înainte de alegeri. Am candidat în 2020 și ne-am legitimat pe scena politică prahoveană, obținând 6,1% din voturile prahovenilor, însemnând 17.464 de voturi. Voturi care ne-au permis să accedem în Consiliul Județean. Am fost singura formațiune politică locală care a intrat într-un Consiliu Județean în România, pentru că mai sunt și alte partide locale, dar care au intrat în consilii locale în localitățile unde, în anumite localități ale țării. Dar niciun alt partid, în afară de Prahova în Acțiune, la acel moment nu a pătruns în Consiliul Județean. Asta înseamnă că oamenii și-au pus speranța în noi, ne-au văzut ca o alternativă, pentru că așa ne-am și prezentat și în continuare cred că oamenii care ne-au acordat încredere ne vor susține, chiar dacă ne-am transformat din Prahova în Acțiune în România în Acțiune, pentru că am vrut să dăm și un semnal că nu stăm pe loc, nu rămânem doar la nivel local, ci putem să ne extindem și la nivel național. Și ca să poți să te extinzi la nivel național, trebuie în primul rând să dai un exemplu în plan local. Și mai este ceva. Noi am susținut de la bun început că România poate fi schimbată doar de jos în sus. Reclădirea României se produce de jos în sus, niciun caz de sus în jos, pentru că acolo e un sistem greoi, învechit, etatic, da, cu o concepție care vine din perioada comunistă. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri, din păcate. Și atunci soluția ar fi tot nivelul local, pentru că avem nenumărate exemple în țară de comunități care se dezvoltă frumos și care pot fi exemple și pentru toate celelalte localități din România. Exemplul de succes de la nivel local, transferat la nivelul întregii țări, automat va duce la o transformare a întregii României. Deci care ar fi ingredientele din punctul dumneavoastră de vedere? Aveți experiență și în plan politic. Care ar fi ingredientele? În primul rând, resursa umană. Da, un partid local care resursa umană nouă sau nu neapărat? Nu neapărat, pentru că noi am îmbinat și partea de noutate și partea de experiență politică. A contat foarte mult omul în sine. Faptul că provenea dintr-o comunitate, era cunoscut acolo, apreciat pentru efortul pe care l-a depus acolo sau pentru activitatea lui profesională. Noi nu am avut resurse financiare să concurăm cu celelalte partide. În schimb, resursa umană a făcut diferența, plus ideile cu care am venit în fața cetățenilor. Câte dintre ideile acelea, fiindcă ați intrat în Consiliul Județean, ați intrat în Consiliul Local, evident că majoritățile sunt cu totul altele. Câte dintre ideile pe care le-ați prezentat public în campanie electorală ați putut să le puneți și în practică? Sau sistemul v-a strivit și ați rămas, aleșii noastre au rămas o voce de cele mai multe ori singulară? Trebuie să spun foarte clar că nu ne-am hazardat și nu am venit în fața oamenilor cu fel de fel de promisiuni. Pentru că știam că suntem la început de drum și știam că până unde putem să mergem din punct de vedere electoral. Sau, mă rog, estimam până unde putem ajunge. Și atunci ne-am dorit în primul rând să pătrundem în cât mai multe autorități locale, în cât mai multe consilii locale,
Chiar dacă numărul de consilieri este redus comparativ cu al altor partide mai vechi de pe scena politică, vocea colegilor mei este destul de puternică și plus de asta, dacă ne uităm un pic și la rezultatele electorale ale unor colegi de-ai mei, ele sunt de-a dreptul spectaculoase. Gândiți-vă că la Vălenii de Munte, într-un fief PSD, colegul meu Irinel Costache a ieșit pe locul 2 după candidatul PSD, cel care a și câștigat alegerile. La Brazi, unde este PNL de atâta timp, colegul meu a ieșit tot pe locul 2, învingând PSD-ul acolo. La fel la Balta Doamnei, am ieșit pe locul 2 după PSD. Deci avem exemple de localități în care un partid care a pornit în apropierea alegerilor a făcut o astfel de performanță electorală și colegii mei care au obținut asemenea rezultate chiar sunt vocali în consiliile locale respective. E adevărat că nu au reușit să-și treacă prin Consiliu foarte multe inițiative pentru că nu avem noi majoritatea. Dar în schimb, ei țin permanent legătura cu cetățenii și acele probleme aduse la cunoștința lor de către cetățeni sunt puse pe agenda deliberativului. Poate că acum nu au fost luate în considerare din motive strict politice. Dar în timp, oamenii văzând că cineva îi ascultă și vocea lor se transferă în Consiliul Local, încet, încet și executivul care și majoritatea din Consiliu și executivul, toți acești oameni își vor schimba conduita, inclusiv pentru că va fi și o presiune. Va fi și o presiune publică. Întrebare grea, inclusiv la Ploiești? La Ploiești în ce sens? Adică își vor schimba conduita văzând, auzind vocile... La Ploiești, sigur, e o situație aparte față de restul județului. N-aș fi dorit să ajungem într-o astfel de situație și să discutăm în acești termeni despre administrația ploieșteană. Dar Ploieștiul nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Sau mai exact, administrația din Ploiești nu își face treaba așa cum ploieșteanul așteaptă să o facă. Și aici mă refer și la executiv și la deliberativ, pentru că vedem dispute permanente, orgolii nemăsurate. Cetățeanul nu are o vină. Acum sigur trebuie să fie atent la următoarele alegeri pe cine susține, pentru că cum să fim, că toți, niciunul nu ne-a promis că rămânem fără apă caldă, da, și căldură, niciunul nu ne-a promis că ne prinde 10, 11, 12 decembrie fără luminiți, fără iluminat de sărbători, niciunul nu ne-a promis lucruri rele. Toți ne promit marea cu sarea. Atenți la ce, domnule? Păi, să trecem un pic de partea de promisiuni. Și să ne mai uităm și la oamenii care fac promisiunile respective, să vedem ce au făcut în viața lor, care e activitatea lor profesională, care e viața de familie, ce realizări concrete au avut până la vârsta în care se aruncă într-o competiție electorală și vor să reprezinte o comunitate. Pentru că toate acele lucruri sunt importante atunci când faci o analiză a unui candidat. Nu simplu fapt că vine în fața ta și spune vreau să schimb nu știu ce lucru în Ploiești. Cu un partid puternic, da, în spate. Nu neapărat. Nu, păi neapărat. Nu, că asta se întâmplă. În cazul de față, da. Au avut partide puternice și aici spun că problema este legată în primul rând de cei care i-au propus pe acești oameni în funcțiile astea. Da? Pentru că cetățeanul s-a dus și să luăm exemplul primarului Ploieștiului. Primarul Ploieștiului a mai avut un mandat în trecut, da? Și oamenii probabil s-au gândit, s-au raportat la vechiul mandat, s-au raportat și la ce a venit după primar. Și atunci, sigur, făcând o comparație, au spus, dom'le, a fost mai bun primarul Volosevici în primul mandat. Și au acordat încredere. Și au acordat încredere. Dar aici au greșit? Cetățeanii n-au greșit. Au greșit cei care au susținut acești oameni și implicit pe primarul Volosevici, pentru că îl cunoșteau foarte bine. Dar acum am văzut că ies în spațiu public și ne povestesc cât de rău este primarul Volosevici. Păi nu știau că la fel de rău era și în momentul în care l-au propus candidat. Nu doar acum. Un om nu se schimbă așa peste noapte. Pentru că s-a format într-un anumit mod, are un anumit stil de lucru. Stilul ăsta de a se certa cu toată lumea nu l-are doar acum, l-a avut și în trecut. Adică poate că a avut doar o perioadă de liniște între mandatele de primar. Și atunci oamenii ce să facă? Oamenii să se uite cu atenție la întreg spectrul politic, pentru că în afară de partidele astea tradiționale de care tot vorbim, mai este și un partid ca România în Acțiune, care încearcă să aducă în mijlocul lui
Oameni care, încă o dată spun, au realizat ceva în viața lor, au o carte de vizită serioasă. Ați văzut, de curând am pornit și un proiect, Dezbaterile România în Acțiune. Aducem la sediul de partid oameni din diverse domenii de activitate. De ce? Pentru că vrem să ținem o legătură permanentă cu societatea civilă. Refuză oamenii performanți. Adică dacă nu mă înșel, a venit chiar Mihai Ranetti, a fost la dumneavoastră. Da? Un om care reprezintă cu mândrie și chiar este un exemplu pentru Ploiești. Oamenii se feresc, ezită să vină în sediile de partid. Păi aveți exemplu concret al lui. Mihai Ranetti a venit în sediul România în Acțiune la o dezbatere organizată de Partidul România în Acțiune. Știa bine unde vine. Și ce scop au aceste dezbateri? Să menținem o legătură cu societatea civilă, pentru că în general partidele se închid. Partidele discută doar în interior. Doar membrii lor sunt cei mai buni, ei le știu pe toate. Nu e adevărat, da? Avem și noi ideile noastre, dar în același timp trebuie permanent să ținem legătura cu societatea, cu schimbările din societate. Și este bine să aduci tot timpul în mijlocul tău niște oameni care nu sunt implicați politic și care pot să spună odată, să-ți povestească despre experiențele lor profesionale și în plan personal, și ai multe de învățat din experiența unor oameni de acest fel. În același timp să și recomande anumite soluții pentru rezolvarea unor probleme ce țin de administrația locală sau națională, de guvern și așa mai departe. Spuneți-mi, vorbesc despre potențialul electoral al partidului la un moment dat, la ora actuală sau anul viitor, care, din punctul dumneavoastră de vedere, care este potențialul maxim al Partidului România în Acțiune? Bun, suntem într-o perioadă de extindere la nivel național. Vrem să... Sau ai face greu un partid? Da, este foarte greu să construiești un partid. A fost greu și cu Prahova în Acțiune ca partid local, este greu și cu România în Acțiune, dar nu e imposibil. Și ceea ce este greu te determină să, da, să fii inovativ, să creezi cât mai mult, să muncești cât mai mult. Nu ne dăm de la muncă, la o parte nu ne-am dat niciodată, ba din contră, acest lucru ne ține da, în activitate și de asemenea ne dă și energia asta pe care încercăm să o menținem zi de zi, în ciuda dificultăților prin care trecem cu toți. Da. Deci potențial există, contează, depinde foarte mult de noi. În Prahova, unde îl vedeți? Că Prahova o stăpâniți mai bine. Sunteți prahovean? Da. Bun, vrem să creștem foarte mult la nivel de municipiu. Perspectiva este municipiul Ploiești, sigur, și la nivel de Câmpina. Cu ceva timp în urmă am fost și la Câmpina, am stabilit și structura de conducere acolo. Dar și municipiul Ploiești este foarte important, cum și celelalte localități ale județului, unde avem deja consilier local, care, bineînțeles, vor candida atât pentru consiliul local, cât și pentru funcția de primar. Foarte mulți au șanse de a ajunge de deci data aceasta. Nu puteți avansa în funcția de primar. Nu vreau să mă hazardez acum. V-am spus, suntem în proces de dezvoltare, căutăm oameni cât mai buni și invităm alături de noi oameni cât mai buni care fie s-au implicat politic, dar sunt dezamăgiți de ce au găsit în alte părți, fie oameni care vor să vină în zona politică, n-au mai făcut până acum politică, dar și-au dat seama că fără implicarea în politică nu pot să schimbe lucrurile. Domnule profesor, de ce evită partidele să desemneze cu nume și prenume candidați oficial pentru primăria Ploiești și primăria Câmpina? Dați vorbim despre Ploiești în prima fază. Fiindcă în apărare de domnul Volosevici, da, și domnul Polițeanu, candidat independent, nimeni n-a mai anunțat oficial candidați. De ce? Mai sunt 10 luni până la alegerile locale. Păi mai sunt destul de multe de făcut în primul rând în oraș. Sigur că ne-am fi dorit, adresat cu domnule profesor la această întrebare. Ne-am fi dorit ca o administrație performantă să plece singură și să putem să aducem în locul unor oameni nepregătiți pe alții mai buni. Da? Iată că cei care conduc astăzi administrația ploieșteană țin cu dinții și de scaunele respective, fără să înțeleagă că zi de zi această comunitate se scufundă. De cine trebuia să-și dea demisie? Păi primarul în primul rând trebuia să-și dea demisie. Păi de ce să-și dea demisie? Foarte simplu, pentru că nu a făcut performanță în administrație și nu a îndeplinit nimic din ceea ce a propus ploieștenilor în campania electorală. Se spune că din cauza Consiliului Local. Da, tot timpul găsim vinovați. Dar nu l-a pus nimeni să candideze la funcția de primar. A venit și ne-a spus, dacă vă uitați la toate declarațiile de atunci,
o să vedem clar că va rezolva orice problemă. Nu există nimic de nerezolvat în municipiul Ploiești. Inclusiv relația cu Consiliul Local va fi impecabilă. Așa ziceam? Că nu mai... Luați declarațiile din campania electorală și dinainte de campania electorală. Era blândul Ben la momentul respectiv. Deci toate lucrurile ni se păreau că vor fi... Toate problemele au dispărut. Da, toate problemele au dispărut, că lucrurile se vor rezolva de la sine, că vor fi soluții, de ce să ne facem noi atâtea griji? Și am ajuns după 3 ani în situația în care ne aflăm astăzi. Dar problema este că această ineficiență a administrației costă întreaga comunitate. Și ce a făcut administrația ploieșteană? A dus foarte jos această comunitate. De ce? Pentru că atâta timp cât ai un nivel de acțiune scăzut, este normal să duci cât mai mult comunitatea la nivelul tău, pentru că altfel nu te simți confortabil dacă ești la un nivel superior. Când o comunitate este dezvoltată și are anumite cerințe... Deci țara ne vrea proști, nu? Sau ceva de genul. Păi nu, cei care conduc ne vor proști, nu țara. N-avem nimic cu țara. Cu țara. Avem o problemă cu cei care ne conduc și care de fiecare dată asta încearcă să facă. Să-și imprime propria viziune și propria conduită asupra comunității pe care o conduc. Și dacă ei nu au un nivel de așteptare ridicat sau o ambiție ridicată, atunci încearcă să coboare cât mai mult tacheta și să ducă și comunitatea la un nivel cât mai jos. Și oamenii vor mai mult, lucruri mai jos. Aici nu mai vorbim de municipiul Ploiești. Vorbim de o așezare de un alt rang. În niciun caz de municipiu, dacă ne uităm cu atenție la cum funcționează administrația ploieșteană. De ce rang? Păi, inferior din punct de vedere al... Oraș. Deci inferior din punct de vedere al conducerii acestei comunități. Da? Și atunci, sigur că este nevoie de o schimbare. Eu mă bucur și am văzut sondajul de opinie care s-a făcut la Ploiești. Este clar că ploieștenii așteaptă o schimbare. Și ăsta e un lucru îmbucurător. Și partidele nu livrează niciun candidat, că tocmai ce vorbim despre. O să vină și candidații. O să vină și candidații. Ce scrie la carte? Nu trebuie o anunțați astfel încât comunitatea să-i cunoască? Sau de ce ezită partidele să anunțe? Fiecare competitor își face propriul calcul. Și asta ce calcul ați făcut la România în acțiune? Când veți anunța candidatul la primăria Ploiești? Atunci când vom simți că este un moment prielnic și când într-adevăr ploieștenii vor fi pregătiți să asculte și să treacă de un moment de dificultate, pentru că acum este o perioadă de foarte mare încrâncenare și supărare și este întemeiată această supărare a ploieștenilor, pentru că atâta timp cât administrația nu-și face datoria și orașul arată cum arată, ploieștenii evident că sunt supărați. Într-un astfel de moment nu este bine să ieși să spui, știți, am venit noi salvatorii și vrem să facem asta. În primul rând că nu te crede nimeni. Nu te crede nimeni pentru că nu este o stare de calm, de relaxare în comunitate. Păi și când adică, va fi la vară? Nu, o să nici la vară o să vină, nu va fi, vă dați seama că același oraș este. Nu o să vină anul următor, o să fie și momente în care și fiecare dintre noi analizăm momentul cel mai bun pentru a prezenta o candidatură. Aici, încă o dată, ține de strategia fiecărui competitor și de cum simțim noi comunitatea. Urmează an electoral. Dumneavoastră ați înțeles de ce în România se blochează totul când începe anul electoral? Adică, ok, avem, anul viitor avem chiar 5. La Ploiești s-a blocat imediat după ce s-au terminat alegerile. Adică nu de când a începe anul electoral, nu vă supărați. Adică nu îmi spuneți nicio noutate. Dar în România noastră înțelegeți de ce? Am înțeles ceea ce a spus. Cum vă explicați faptul că în an electoral România e blocată? Adică nu se mai discută decât în termen electoral, fiecare gest, parcă țara nu mai funcționează, parcă țara și ia pauză un an de zile și revenim după aceea. Cam așa gândesc politicienii. Da, oamenii devin spectatori, dar eu n-aș vrea să devină doar spectatori, eu vreau să devină și jucători. În sensul că vreau ca oamenii să se implice în anul electoral, să se implice în politică cât mai mulți. Nu este o rușine să te implici în politică, pentru că de decizia politică depinde soarta fiecărei comunități. Da, dar vă puneți că spun oamenii. Și a fiecărui individ. Haideți, domnul Obstachir, lăsați-ne că, domnule, de 35 de ani aceeași poezie. Tocmai de 35 de ani, dacă aud aceeași poezie și văd că lucrurile nu se schimbă, e momentul să se implice ei. Dacă nu-ți place primarul X, bun, iei tu locul, dacă te crezi mai bun decât el.
îți dă posibilitatea legea să candidezi dacă îndeplinești condițiile legale și să lupți pentru a obține funcția respectivă. Și de ce nu luptă românii? Păi eu sper că de data aceasta să înțeleagă că este momentul să lupte. Da? Să nu mai lase locul unor oameni nepregătiți să le conducă destinul. Și doi, să participe la vot într-un număr cât mai mare, pentru că o prezență la vot într-un număr mare dă peste cap orice calcul politic făcut în faimoasele laboratoare de partid. Care și calculele ce care spun? Ne spun, domnule, la o prezență scăzută? De 30 ceva la sută spre 40, tot noi ieșim, că ne scoatem propriul electorat. Cam și acolo e 40% este 30-35%. După ce depășești 40-50% e deja o mare problemă. Bineînțeles că încurci. O prezență mare la vot automat le încurcă orice calcul. Da? Și atunci acesta este și îndemnul meu, ca oamenii să se implice în politică și doi, oamenii să participe la vot, pentru că nu, votul nu este așa, dreptul de vot este un drept care îți permite să transferi puterea ta, adică parte din suveranitate, către un reprezentant al tău. Nu este orice tip de drept. Este un drept esențial pentru tine ca cetățean și pentru a menține un regim democratic. Pentru că am tot văzut că se duce în derizoriu ideea de drept de vot. Și dacă l-am, nu mă interesează. Bun, nu te interesează ducă, pe tine. Oricum nu va fi bine. Oricum nu influențez eu lucrurile. Ba da, cu astfel de, un astfel de comportament, ai dus, cel care a gândit așa, a dus tot timpul în fruntea comunității oameni nepregătiți. Este momentul să schimbăm acest registru și în fruntea comunității chiar să vină oameni care să fie pregătiți și să înțeleagă ce înseamnă administrația publică în mod real. Păi, dar, pe de altă parte, mai este un aspect. Nu poți, din numărul total de voturi, cum s-a întâmplat în multe localități din Prahova, de fapt primarul are undeva la 15% din numărul celor cu drept de vot. Fică se prezintă puțin, nu-l aleg toți pe el. Se prezintă puțin, este un singur tur de scrutin și aici este o problemă, pentru că este acest sistem de vot se dorește a fi menținut de partidele aflate la guvernare pentru că le avantajează, ele au cei mai mulți primari. Nu este, este total incorrect. La carte, un tur versus două. Nu, evident că este incorrect și destabilizează ideea de democrație, pentru că nu ofer șanse egale tuturor. Păi cum nu? E un singur tur, toată lumea la linia de start și ne ajunge primul câștigă. Toată lumea la linia de start. Pentru că întotdeauna într-un singur tur, primarul în funcție are prima șansă. Nu uitați că primarul în funcție are un aparat de specialitate pe care îl conduce. Conduce serviciile publice locale, conduce poliția locală. Da? Cetățenii, într-un fel sau altul, sunt dependenți de autoritatea respectivă. Că există o teamă de autoritate, de primarul există, în funcție. Credeți? Bineînțeles că există în continuare. Mai este și componenta asta de asistență socială și protecție socială. Știți bine cât de-a lungul timpului aveam o mulțime de oameni care primeau ajutor de la stat și de la comunitatea locală. Aceia erau primii votanți ai primarului în funcție și se mai menține acest sistem în continuare. Da? Deci este o măsură nedreaptă. Legislația electorală trebuie modificată de urgență. Dacă tu, care conduci România, vrei să fii corect cu cetățenii acestei țări. Deci fă alegeri în două tururi de scrutin. Elimină subvenția pentru partidele politice parlamentare, pentru că este iarăși o măsură nedreaptă. Aceste partide, mare parte din bani publici, din banii cetățenilor practic, folosesc acești bani pentru propagandă, pentru promovare în media, pentru cumpărarea presei. Apropo de asta, haideți să eliminăm subvenția pentru partide. De ce să dea banii publici să ajungă la partide și partidele să dea bani la presă? Nu e mai corect. Nu e mai corect să odată să nu mai dăm bani, niciun ban la partide, iar o parte din banii economisiți să-i dăm într-adevăr către presă, dar să stabilim niște criterii clare. Dom'le, adică nu poți să dai către oricine din presă. Trebuie să îndeplinească și presa niște condiții. Bun, evident, de ce? La latitudinea conducerii, dar pe de altă parte există cotizații și ar putea să dea bani din cotizații, exact. Noi din banii de la bugetul de stat. Noi la România în acțiune trăim din cotizațiile membrilor. Așa exact. Trebuie să trăiască orice partid. Nu este normal să trăiești din banii publici și să spui, vai de mine ce mare partid sunt eu în România. Păi unde sunt șansele egale pentru ceilalți? Până la urmă trebuie să fie șanse pentru toți competitorii, da? Și în felul ăsta se mențin la putere niște partide, se mențin artificial niște partide prin legislația electorală, prin subvenționarea din bani publici,
prin banii pe care statul și administrația județeană îi alocă către nivelul local, se mențin în funcție primari, primari neperformanți. Sunt o groază de primari în țara asta care nu fac nimic. Deci ei nu atrag. Dacă ei... înseamnă că virgulă, comunitatea dorește ca primarul să nu facă nimic. Păi comunitatea aia nu știe de unde sunt resursele și cum se acoperă gorurile de la, de la bugetul respectiv. Haideți să vă dau câteva cifre ca să ne lăbărim și din punctul ăsta de vedere. Pentru că noi susținem nevoia de reorganizare administrativ-teritorială. Nu poți să mai ai localități în care să nu existe bani nici măcar pentru salariile funcționarilor și tu să stai bine mersi în primărie și vrei să fii primar încă 4 ani. Da? Deci, în primul rând, ca număr de UAT-uri din România, sunt 103 municipii, 216 orașe, 2862 de comune. Într-o țară cu 18 milioane de locuitori. Aproape 900 de localități din România au sub 2000 de locuitori, din care 415 sunt sub pragul minim prevăzut de legislație, adică sub 1500 de locuitori. Da? Un număr de 651 de comune din România nu au avut în 2022 venituri proprii nici măcar pentru a plăti salariile. Da, dar vedeți, toată părțile spun asta, numai că nimeni, adică toată lumea spune, domne, trebuie o reformă, trebuie, dar tot părțile spun, domne, păi stai puțin că dacă e primarul nostru, comunitatea aia mică, ne aduce 1000 de, ne aduce 500 de voturi. Păi da, pentru că ei au transformat România într-o România primarilor. Ei asta au și interesul. Da? Ținem cât mai mulți primari în funcție, pentru că primarul mă ajută să ajung și parlamentar, parlamentul îmi dă și guvernul și e totul bine și frumos. Este o frăție. E un joc. Da? Da. E, unde e cetățeanul în ecuația asta? Nu există decât atunci când se apropie alegerile, când o să meargă și să le spună, știți, eu am vrut să fac, dar nu m-a lăsat Consiliul Local. Acum dați-mi încredere și dați-mi și Consiliul Local, pe care de fapt l-am avut, dar l-am pierdut. Dar dați-mi și Consiliul Județean. Pentru că nu-l mai am, l-am avut și pe ăla, dar l-am pierdut. Dați-mi și președintele, dați-mi și președintele României. Mă, mai bun, dar unde ne aflăm? Înțeleg că suntem în orașul Caragiale, dar cred că e momentul să spunem stop unui astfel de comportament al oamenilor politici. Da? Revenim la Ploiești. Excuse să candidați la Ploiești, la funcția de primare, sau nu excuseți nimic deocamdată? Nu m-am gândit să e o întrebare firească, fiindcă sunteți persoana cu cea mai mare notorietate din România, în județul Prahova. Da. Nu vă ascund faptul că sunt oameni care aproape zilnic mă îndeamnă să candidez la primăria municipiului Ploiești. Și ce vă reține? Să vă anunțați candidatura? Dar nu e vorba de a-mi anunța sau a nu-mi anunța candidatura. Lucrurile astea se discută la nivel de partid. Până la urmă, România în acțiune este o operă colectivă, nu este doar creația mea. Este un efort al unor oameni care cred în această idee și în această platformă politică. Trebuie să vedem și ce spune comunitatea, ce tip de candidat își doresc. Face sondaje? Nu știu dacă o să avem noi resurse pentru a face sondaje, dar sunt convins că se vor face sondaje în Ploiești, așa cum s-au mai făcut și până acum. Spuneți-mi, vă rog, ultima întrebare, domnule profesor. La anul, 5 tipuri de 5 alegeri, spuneți-mi, de 5 ori vom fi chemați la vot de fapt, care sunt alegerile cheie? Se tot vorbește și noastră ați menționat prima de vreme, alegerile locale sunt cele mai importante, că primarii dau parlamentarii, parlamentarii dau guvernul și uite cum, care, în ce cheie, învățați-ne să citim, unde să fim atenți. Acum este un an un pic diferit decât un an electoral diferit decât am avut în trecut, pentru că sunt toate alegerile în același an, în sensul că avem europarlamentare, locale, generale și apoi prezidențiale. Acum sigur că spuneam că sunt foarte importante localele, dar în același timp, având un an în care se alege și președintele, și candidatul la prezidențiale influențează la rândul lor celelalte tipuri de alegeri. Tocmai. Da. Și din acest punct de vedere va fi un an interesant, pentru că vorbeați de primăria Ploiești și de alegeri locale. Nu știm cine va candida la prezidențiale, de exemplu. Ce să mai vorbim de alegeri locale. Deci fiecare, spuneam, competitor. Dar șanța asta în care ne aflăm și din punct de vedere politic e intenționată? Fiindcă mai e o teorie. Dom'le, fiecare așteaptă să vadă cu calat șac. Ce mută celălalt? Mută dura, mută pionul, mută regina? Ca să vă... Adică fiecare se poziționează după ce face adversarul o mutare.
Da, trebuie luat în calcul și acest aspect. Dar ultima întrebare, chiar ultima întrebare. Partidele politice par a fi, se tot vorbește inclusiv la Ploiești, inclusiv în Prahova, dar peste tot în România, despre lipsa resurselor umane de calitate. Toată lumea spune, domne, cine e candidatul? X, Y. Toată lumea își dorește un candidat credibil, cu notorietate, cu credibilitate, evident, candidatul ideal. Dar la nivel de teorie, până când se apucă să facă listele. Când se apucă să facă listele, o să îi pună pe aceiași care sunt de atâta timp în funcție. Ei, noi gândim altfel și chiar ne dorim să aducem în fața comunității oameni cât mai bine pregătiți. Și acei oameni, după ce ajung în fruntea comunității, să scoată la suprafață din administrație la fel, funcționari care într-adevăr știu meserie în administrația publică și care au fost ignorați, au fost dați la o parte și acei oameni sunt o resursă reală de dezvoltare a unei comunități. N-ați vorbit despre aparatul de stat, e gras? Ar trebui dat afară vreo 400.000 de oameni? Nu, ar trebui în primul rând făcută evaluare în ansamblu a fiecărui post din sistemul public. O pentru evaluare că, serioasă? Adică serioasă, pentru că trebuie să vedem, pentru că sunt funcții, sunt posturi care au foarte multe atribuții și altele unde deținătorii acelor funcții taie frunze la câini sau se bade muscă. Ei, lucrul ăsta trebuie lămurit, dar pentru asta trebuie să faci o analiză serioasă, așa cum spunea și dumneavoastră. Pot să spun dacă sunt prea mult sau prea puțin. După ce faci o evaluare, îți poți da seama cum stai și cum ar trebui să reașezi oamenii aia, astfel încât administrația să fie eficientă. Și nu e suficient numai asta, v-am spus. Contează și foarte mult și semnalul pe care îl dă conducătorul autorității sau instituției publice și față de comunitate și față de aparatul propriu pe care îl conduce. Suntem acum la final de an, sunteți optimist apropo de anul electoral? Așa, pentru România. Adică se vor prezenta oamenii la vot, vom alege bine, vom avea criterii. Le întrebe profesorul Mihai Apostol. Este un an, v-am spus, este un an interesant, dar este și un moment de mare încărcătură simbolică și emoțională. Pentru că avem de ales între a ne continua drumul european și euroatlantic și varianta de a rămâne încremeniți într-o gândire veche, într-o gândire în care unii încearcă să ne mențină și să spună că mai bine să fim izolați, să fim doar noi, că noi suntem cei mai mândri din lumea asta și putem să schimbăm lumea singuri. Nu poți să schimbi lumea singur, trebuie să te folosești de orice alianță din care faci parte, din orice structură asociativă, astfel încât să-ți atingi obiectivele tale de țară. Și contează foarte mult ceea ce vom alege la an. În orice caz vă spun un lucru. Noi până acum ne-am antrenat. De anul viitor intrăm cu adevărat în bătălie. Da, începe meciul. Vă mulțumesc, domnule președinte Mihai Apostolache. Vă doresc sărbători liniștite. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!